și domnilor aplauze puternice pentru Constantin Brâncuș! Evanti! Sunt mare antifan Constantin Brâncuș. Este un sculptor român care a plecat în Franța. Este un fel de Picasso al pietrei, ca să zic așa, avantgardist. Pentru mine, sculptura s-a terminat la Michelangelo. Tot ce s-a spus după acea perioadă este un fel de scuză artistică pentru cei care nu pot ajunge la acel nivel. Ha, înseamnă, s-o portă cu... Da, da, înseamnă da, da. Cu Constantin Brâncuș. Dumneata nu prea semeni, dar te aranjez un pic. Bonsoir, bună seara. Bună seara. Seara. Toate respectele noastre. Mă bucur că sunt din nou în România mea dragă. Mă întristez că sunt în România mea dragă, dar hâțânată de atâtea probleme. Vin de la Paris. Nu sunt rezervă la Paris Saint-Germain. Așa cum au crezut câțiva. Nu-l cunosc pe Messi. Poate doar Messi-le tăcerii pe care le-am conceput. Constantin Brâncuș. Nu, Constantin Brâncuș, mai sunt în România. Carcu Boi. Ce mai pictase dânsul? Acum glumeam, umor, ha, știu că este sculptor. Cred că a fost primul imigrant român, practic, care a fost la muncă în străinătate. Dumneavoastră ați sculptat acea puțulică de acolo? Ia dumneavoastră, domnule. Oh! Au, măricică! Asta numiți dumneavoastră măricică? Aș aprecia pe cineva care să-mi facă un bust, chiar la bustul gol, pentru că am ce arăta. Și dacă domnul Constantin ar avea plăcerea să mă sculpteze, eu mă dezbrac cu tot drag. Mi-a fost dor de România. De fapt, tot timpul mi-a fost dor de ea, deși mi s-a atribuit spusa v-am lăsat săraci și proști, vă regăsesc și mai săraci și mai proști. Dar nu, am spus-o la mânie. Am spus-o la mânie, n-am crezut-o în sufletul meu, pentru că sunt totuși român. Deși unele întâmplări de după aceea au venit în sprijinul afirmației mele, de pildă, când am intrat în țară, am dat, mă rog, actul de identitate și ființa aceea m-a întrebat, Constantin Brâncuș, la ce număr? Nu sunt număr, sunt Constantin Brâncuș. Haide-mă că nu poți să fii bulevard, lasă-mă în pace, terminați cu prostiile. Cumnată mi-o stă la Constantin Brâncuș 128. E totuși o frontieră de asta, terminați cu prostiile. Se mai întâmplă și la case mai mari. Bine că nu sunteți domnul Constantin Mătăsari. Bașcă. Beethoven, un câine și Mozart, o casă de pariuri. După faptă și răsplată. Despre ce vorbim? Chiar că da. Da, după aceea, mă rog, tebatura respectivă s-a mai consumat. Au aflat că sunt o persoană importantă, s-au bucurat. Am fost înconjurat de câțiva jurnaliști. M-au întrebat dacă cunosc personalități importante din Paris. Am spus, bineînțeles, aici a fost chestia cu Messi și cu PSG-ul. În fine. Și zic, da, cunosc, bineînțeles, uite. Toulouse-Lautrec, l-am văzut personal. Ce tare, strigă unul din spate. Și când s-a terminat? Zic, cum se termină? Păi la pauză era 2-0 pentru Toulouse. Am tăcut, am scrâșnit, mi-am revenit. Modigliani, zic. Chiar am primit cadou în Modigliani. Și eu, zice o fetiță din spate, mă uit la ea, mă rog, era destul de proscultată. Zice, da, și mie iubi, mi-a făcut cadou Modigliani, zic. Bravo lui, e chiar foarte scump. Da, e, al dumneavoastră tău decapotabil e? O, Doamne! Zic. Am tăcut, am scrâșnit, mi-am revenit și am zis, am triumfat, zic, Picasso. Aici se pare că o nimerisem. Toată lumea a început, a, un mic delir, Picasso, ozon, ozon, ozon. Zic, ce ozon? Sunt eu, Picasso, o, ți-am dat bip și sunt voinic. Da, am tăcut din nou, am scrâșnit din nou și am strigat. Pablo Picasso, tăcere, mormânt la ei, nimic. Profit de tăcere și arunc artilerie grea, zic, Van Gogh. Tăcerea s-a prelungit. În spate doi șușoteau. Din nefericire am auzit, Van Gogh, fraiere, ăsta e nepotul lui Van Ghelie. Am plecat, era mult prea mult. Deci, îl știi pe Van Ghelie. V-am lăsat cumva, vă găsesc
altcumva. Dar să nu vă întristați, nici alte națiuni nu stau foarte bine la capitolul ăsta. Francezii, de pildă, îi cunosc foarte bine, că am stat între ei atâta vreme. De fapt, se pare că limba națională a Franței se transformă curând în arabă. Asta e. De noi se spune că suntem francofoni. Se spune chiar că Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugen Ionescu i-au reînvățat franceza pe francezi. Oh, frumos! Așa cum o franțuzoaică v-a oferit mizeria stradală și jegul în sectorul 1. Asta e. Cacofonie versus francofonie. Să vorbesc despre Maria Tănase. S-au spus lucruri despre noi, da? Cum a fost la mine în atelier și... Și eu bazaconie. Eu prostie. Mi-a cântat. Eu am plâns pentru că am auzit atât de frumos graiul românesc. Adevărul, dacă stau să mă gândesc acum, din multe din cele care cântă în ziua de astăzi, dacă ar trece pe la mine prin atelier, le-a spune să nu cânte, mai bine trecem la treaba cealaltă ca să nu pierdem timpul. Mă rog. Te uit la domnul Chiluș și dacă își scoate șapta din cap, mi s-a părut că seamănă, adică ai formele, ai liniile domnișoarei Pogani. Extraterestru la... Care? Asta e, domnișoara Pogani. Am trecut peste ironie, nu găsesc nicio asemănare între scultura aerodinamică a domnului Brâncuș și fața mea. Domnul Costel, Pogani, nu Pogonici. Pogonici erau un arici din copilărie. Ah, da, exact. Oh, mi-a adus aminte de cărticelele mele. Am vrut să vă fac o schiță cu câteva linii, dar mi-era frică să nu... Le tragem până. Să nu dispară liniuțele. Dumneavoastră. Treziți-vă! Hey! Avem de bătut în palme. A domnul bagă... Eu. Da. Stați un pic așa. Vă rog, așa. Otită? Da, nu, seamănați cu muza adormită, deși păreți mai mult adormită decât muză. Bun, mă duc să lucrez. Da, măcar eu dintre nori să fac ceva pentru țara asta. M-am catalogat singur. Eu sunt omul cu probleme la coloană. Am infinit unia și asta costă și doare. Te iubesc, România. Vă iubesc pe voi toți români, pentru că și eu am fost, sunt și voi fi român până dincolo de eternitate. Așa să ne ajute Dumnezeu, că numai El mai poate. Mulțumim frumos că ați revenit. Eu mulțumesc. Avem toată admirația de la machiaj pentru minunăția asta. Mulțumim. O plăcere. Cristi Iacob.